V-am văzut votând cu 10 mâini în momentul în care vi s-a solicitat ajutorul Ucrainei. Ucraina, un stat care își bate joc în continuare de cetățenii români, nu le permite să vorbească în limba română, nu le permite să aibă școli în limba română, nu le permite credința în limba română, nu le permite nici măcar credința creștin-ortodoxă. Și numai de vreme de 2 zile, în al preasfințitul mitropolitul Longin m-a sunat și mi-a transmis niște videouri să vedeți în ce hal sunt bătuți preoții și cei peste 400 de copii care sunt ținuți în mănăstire, cum au fost scoși de forțele armate ale Ucrainei, da? Pentru, mai ales față de ajutorul pe care l-a dat România. Vreau să vă spun că mă bucur din suflet că domnul Zelenski nu a putut să-și țină discursul în Parlament și credeți-mă că nu și l-ar fi ținut, pentru că atâta timp când nu respecti România și poporul român, nu poți să ai pretenția să fii respectat în această țară. Vreau să vă spun că tratatul din 1997, adoptat prin legea 129/2007, are un articol care a fost inserat de către Dumnezeu să-l odihnească, Corneliu Vadim Tudor. Articolul 27 din tratat menționează că acesta poate fi denunțat de partea română, da, cu cel puțin un an înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Ceea ce nu vi s-a spus în acest raport este că eu am solicitat denunțarea, în primul rând, a tratatului și având în vedere faptul că acești români de acolo cer ajutorul României, cer să fie apărați, cer să fie protejați, cer să li se respecte drepturile omului, în primul rând, înainte de a acorda tot ce mai avem Ucrainei, mi se pare normal să ne reluăm teritoriul înapoi împreună cu toți românii. Mai mult decât atât, nu știu dacă știți, dar pactul Ribbentrop-Molotov a fost denunțat. Și atunci vă întreb, tratatul adoptat prin legea 129/97, vă spun că înseamnă reinstaurarea tratatului pactului Ribbentrop-Molotov. Și nu o spun numai eu, o spun reputați istorici. În acest context, cu tot respectul, vă spun un singur lucru. Dacă sunteți români, cum spune Eminescu, suntem români și punctum, ar trebui să votați acest proiect, nu să dați respingere, sau cum a făcut un anumit grup parlamentar care face pe naționalistul să părăsească Camera Deputaților doar să nu se vadă cum votează. Cu tot respectul, dumneavoastră faceți și alegeți să faceți ceea ce doriți. Dar eu îmi doresc acele teritorii pentru România, mai ales că sunt bătaia de joc a lui Zelenski și ale unui stat totalitar. În acest context vreau să vă spun că anexarea, poate ar trebui să citiți ceva drept internațional public, mai ales față de articolele prin care am sesizat inclusiv organizațiile internaționale pentru a se începe negocierea pe aceste aspecte, înseamnă nu că te duci să-l omori pe ăla cu tancul, așa cum au spus anumite la Trine TV, pentru că nu le pot denumi altfel, ci înseamnă începerea tratatelor cu dintre guverne, tratativelor pentru ca aceste teritorii și românii să revină la patria mamă. Din păcate, dumneavoastră și niciun alt parlament și la fel toate celelalte parlamente ale României, nu ați făcut absolut nimic pentru românii noștri de acolo. Din contră, ajutoare peste ajutoare, împrumuturi pentru, bineînțeles, ucraineni și împrumuturi pentru a plăti datoria de război a Ucrainei, de parcă noi am băgat-o în război. Nu mai vorbim de faptul că acele cereale cu care ne-au inundat piața au falimentat fermierii români. Da, e foarte interesant. Sunt inițiator, stimată doamnă. Să știți că vă vede lumea. Deci cine bate USR-ul, UDMR-ul, PNL-ul, foarte interesant. Așa vă arătați adevăratul comportament. Este inacceptabil să spuneți că iubiți românii de dincolo și să vă bateți joc de românii. Deci ăsta e USR-ul, da? Sunt inițiator, da? Alții vorbesc 10 minute. Îi lăsați și nu faceți... Ba da, v-am eu înregistrați. Foarte bine, vorbește pentru că are dreptul să vorbească, da? De ce? Nu vă deranjează acest proiect? E perfect subiectul, am înțeles. În aceste condiții, eu vă propun revenirea la trupul mamă
a tuturor teritoriilor pe care ni le-au luat ucrainenii de la Uniunea Sovietică, ceea ce înseamnă că ei sunt continuatorii Uniunii Sovietice și nu au niciun drept pentru a menține aceste teritorii, respectiv nordul Bucovinei, Herța, Bugeacul, Maramureșul istoric și insula Șerpilor. Vă mulțumesc frumos! M-am hotărât să vorbesc așa acasă, cu accent ardelean, până când nu mă dă afară și din țara Ardealului oameni de genul ăsta. Denunțarea unui tratat de bune vecinitate. Avem pe de-o parte un război cu Rusia și Ucraina. Ce dorește Rusia? Să anexeze teritorii, teritoriile Ucrainei. De altă parte, un parlamentar din România care dorește oare cumva același lucru. Practic este ca o declarație de a intra în război cu Ucraina alături de Rusia. Tema pretențiilor teritoriale ale statelor vecine față de Ucraina este o temă a propagandei rusești și uite, cine ar dori să intre în război alături de Rusia? Marea noastră patriotă. Ce patriot ar vrea să război alături de Rusia, de parcă ultima dată am avut ceva de câștigat? Nu se confirmă că e trompeta lui Putin? Am să fac o mică paranteză și vă spun de ce, pentru că a fost jignit de atâta ori de dânsa, fără să îi fi făcut vreodată vreun rău. Eu zic că nu-i trompetă. În trompetă trebuie să sufle cineva tot timpul. Este un instrument în care poți sufla câteodată din când în când și ăla continuă să cânte, se numește cimpoi. Reformulez. De ce ar vrea cimpoiul lui Putin să ne bage în război cu Ucraina? Nu cred că vrea să muște mâna care o hrănește. Este ceva mult mai sordid. De ce să vrea să denunțe un tratat internațional care împreună cu alte tratate similare au stat la baza integrării în Uniunea Europeană? Un asemenea act unilateral de război cu Ucraina. Ăsta da, patriotism. Nu mai vrea UE, vrea război alături de Rusia și spune că e patriot. Să fii patriot înseamnă să aduci plus valoare prin ceea ce ești. Nu că porți o ie, sau mă rog, cum a zis eu în glumă, de fapt poartă o interjecție ardelenească. Nu ie, e un ioi. Parcă l-aud pe Ilarion Ciobanu, cum i-ar zice, bată-te, Dumnezeu să te bată cu rușii tăi cu tăi. USR va vota împotrivă. Aș vrea să menționez faptul că prostia omenească a fost scrisă de un moldovean, dar sunt sigură că și un scriitor ardelean, după ce va auzi discursul, ar fi perfecționat-o.